Ora 13, bună ziua, vă mulțumesc tare mult că ați ales să fiți alături de noi. Pentru astăzi vă propun o discuție despre o problemă care se află în atenția tuturor pacienților diagnosticați cu cancer. Țara noastră ar putea avea în curând Planul Național de Cancer. Vom vedea ce presupune acest lucru, de ce este important un astfel de plan și ce aduce el în avans pentru pacienți. Invitații mei la această oră sunt în platou medicul Nicolae Fotin, cum deja v-am obișnuit. Bună ziua, domnule doctor, mulțumesc! Bună ziua! Iar prin Skype, președintele Asociației Pacienților cu Boli Rare din România, doamna Dorica Dan, este alături de noi. Vă mulțumesc, doamnă! Bună ziua! Bună ziua și mulțumesc și eu! Eu sunt Aneta Sângiorzan, începe chiar acum 360 Medical. Vreau să vedem, înainte de toate, împreună un material realizat de colegii mei de la 360medical.ro legat de acest subiect, după care demarăm discuțiile. Reprezentanții pacienților din România cer de peste 20 de ani autorităților să elaboreze un plan național de cancer care poate ajuta la creșterea duratei de supraviețuire a pacienților. Eforturile din ultimii ani încep să aibă rezultate, planul urmând să fie finalizat anul acesta. Lipsa acestui plan de-a lungul anilor și mai ales în an pandemic 2020 și-a făcut simțită lipsa până la urmă, cu acea degringoladă privind viața pacienților cu cancer din România, care pot spune că într-un fel sau altul au fost sacrificați COVID-ului. Sperăm ca până în toamnă acest plan să fie conturat și să fie aprobat. Ținta este ca afecțiunile oncologice să devină boli cronice. Până atunci, medicii români subliniază că este nevoie de implementarea unor măsuri de informare, de prevenție și de screening în România. Trebuie să ne cunoaștem realitatea de zi cu zi, trebuie să știm situația gravă în care ne aflăm cu cancerul coluterin, chiar dacă nu este neapărat unul dintre cele mai frecvente, dar situația este una dintre cele mai grave dintre toate țările, cel puțin dintre țările europene. Stăm cel mai rău tocmai pentru că aceste campanii de vaccinare în anii precedenți au fost respinse în mare măsură. Realizarea unui plan național de cancer e susținută și de autoritățile europene. În februarie, Comisia Europeană a publicat un plan de combatere a cancerului la nivelul UE bazat pe inovație, tehnologie și cercetare. Am văzut așadar că în curând România ar putea avea acest plan național de cancer. Domnule doctor Fotin, de ce este important să avem un plan național de cancer și, evident, ce aduce el în plus pentru pacienți? Explicați-ne puțin, vă rog. Păi, haideți să ne uităm la situația cancerului la nivel european, de exemplu. În ultimele două decade, incidența a crescut cu 50%. Dacă ne uităm în România, unul din patru pacienți mor anual dintr-o cauză, dintr-o patologie neoplazică. În România, cancerul reprezintă a doua cauză de mortalitate după cele cardiovasculare, după bolile cardiovasculare. Asta ca și număr. Suntem printre ultimele țări în ceea ce privește indicatorii legați de mortalitate, adică avem cea mai înaltă mortalitate pe multe tipuri de cancer. Suntem în datele evaluate de organisme europene cu cele mai îngrijorătoare statistici legate de decesele prevenibile. Suntem printre țările cu factori de risc pentru neoplazii fără programe de prevenție implementate. Sigur că nu suntem singuri în Europa. Acesta este și motivul pentru care, la nivelul Comisiei, constatându-se această neuniformitate în ceea ce privește serviciile de sănătate pentru bolile oncologice, s-a decis că este nevoie de o intervenție la nivel european, respectiv un plan european
care să fie baza dezvoltării planurilor naționale pentru țările din Uniunea Europeană. Știm de asemenea că în România medicamentele pentru cancer și nu numai, dar pentru că vorbim astăzi de acest lucru, ajung cu mult timp după ce europenii deja s-au obișnuit cu ele. Aspecte care sunt cele care au stat la baza gândirii Planului European de Cancer, care a fost dezvoltat de către Comisia Europeană bazându-se pe acești piloni de prevenție, de diagnosticare precoce, de asigurare cu tratamente în timp și eficace, de monitorizarea pacienților după ce trec printr-o astfel de patologie, de reintegrare socială. Aceștia sunt pilonii pe care s-a bazat Planul European și care trebuie să fie baza și pentru dezvoltarea Planului Național de Cancer. Bineînțeles, dacă ne comparăm cu ceea ce se întâmplă în alte state europene, cred că la noi ar fi un pic mai mult de lucru, având în vedere că lucrurile nu arată precum în Germania sau Franța, de exemplu, în România. Asta vroiam, să privim în realitate, că pe lângă indicatori sigur care arată destul de rău, știm că durează foarte mult să ți se pună un diagnostic de cancer, nu mai vorbesc de prevenție, de măsuri de diagnosticare precoce, dar și când se întâmplă să se pună diagnosticul, se întâmplă tardiv, nu există echipe multidisciplinare care să preia pacientul și să-i ofere un diagnostic. Pacientul se duce, mai face un RMN, se plimbă pe la și nici măcar la recuperare nu se întâmplă să aibă toate serviciile comasate într-un singur punct. Exact. Așa nu mai vorbim de inechitățile naționale, pentru că una este să fii pacient cu cancer într-un centru universitar, unde ai un institut oncologic, unde ai o structură medicală totuși, alta este să fii într-o regiune unde nu ai acces sau trebuie să faci sute de kilometri ca să beneficiezi de astfel de servicii. Aceste lucruri ar trebui să adreseze acest plan național, dar începând cu prevenția, cu educația pentru sănătate. Stăm cel mai rău la cancerul pulmonar din Europa și cu toate astea există ținte stabilite la nivelul Comisiei în planul european de renunțare la fumat. Își propune Europa ca până în 2050 mai puțin de 5% din populația Uniunii să mai fumeze. Este un obiectiv ambițios, dar există un obiectiv. Lucruri care trebuie, cum spuneam, și bineînțeles, nu trebuie doar înșirate pe un document, ci și doar implementate într-un fel, în măsura în care se poate. Acum, pe lângă faptul că trebuie făcut un plan național și înțeleg că s-a demarat un grup de lucru la nivelul Parlamentului pentru acest plan, a mai fost în discuție demararea unui astfel de deficiențe și inegalități față de restul pacienților din anumite țări din Europa, dar pe de altă parte există și posibilitatea finanțării acestor programe din acest plan european care este bugetat la 4 miliarde de euro, din care anumite obiective naționale ar putea fi suportate de acolo. Vreau să vedem puțin care este și punctul de vedere al persoanelor direct vizate de acest lucru, al reprezentanților Asociației Alianței Naționale pentru Boli Rare. Doamna Dorica Dan, vă mulțumesc foarte mult pentru că ați așteptat să facem așa un preambul puțin mai mare al discuției. Care ar fi implicația asociațiilor de pacienți, inclusiv acele pe care dumneavoastră o reprezentați, în dialogul cu autoritățile în legătură cu elaborarea acestui plan național de cancer și care credeți că ar fi șansele să avem cât mai repede, chiar anul acesta poate, un plan coerent și mai ales credibil, nu-i așa? Mulțumesc foarte mult pentru invitație și pentru preambul, pentru că a pus bazele acestei discuții. Este foarte important
controlul organizațiilor de pacienți, pentru că ei reprezintă vocea pacienților, nevoile pacienților și este important ca acest Plan Național de Cancer să răspundă la nevoile pacienților, nevoi identificate de către organizațiile de pacienți, dar și de către specialiști prin diverse chestionare care au fost făcute sau evaluări care au fost făcute de-a lungul timpului. Este important ca acestea să fie cunoscute și să fie luate în calcul. Deci grupurile acestea de lucru care s-au constituit, pentru că eu înțeleg că există mai multe grupuri de lucru care lucrează pe planul național de cancer, ar trebui să-și unească eforturile în primul rând, ar trebui să existe o colaborare intersectorială, pentru că nu doar pacienții știu ce înseamnă cancer, ci și specialiștii. Deci este important să lucreze împreună pacienți, specialiști, reprezentanții autorităților, de ce nu industria farma, care are un rol important în tratarea pacienților cu boli rare și punerea pe piață a medicamentelor aferente acestor boli. Și este important ca ei să fie la aceeași masă de discuție și împreună să creioneze acest Plan Național de Cancer, pornind de la nevoile pacienților. Pentru că așa s-a lucrat și la nivel european. Planul European de Cancer a răspuns nevoilor pacienților din Europa. Chiar și asociația noastră a transmis la Comisia Europeană punctul de vedere al asociației pe care o coordonează Asociația Română de Cancer Rare și EuroOrdis. Deci este important să colectăm aceste nevoi ale pacienților, să le transmitem factorilor de decizie și să lucrăm împreună pentru a creiona acest Plan Național de Cancer. Dar noi, scuze, anul trecut Alianța Națională de Boli Rare a organizat mai multe întâlniri cu asociațiile de pacienți membre, cu specialiștii din domeniul bolilor rare, de exemplu, pentru actualizarea Planului Național de Boli Rare. În felul acesta am lucrat, iar ulterior l-am prezentat autorităților naționale și sperăm să fie inclus în Strategia Națională de Sănătate Publică. Cred că procedura de lucru ar trebui să fie aceeași. Prezentarea rezultatelor parțiale în diverse evenimente, conferințe, seminarii, grupuri de lucru, dar să existe un singur punct de vedere comun. Și credeți că este posibil să se întâmple acest lucru, doamna Dan? Pentru că în momentul de față există anumite doleanțe care vin din partea pacienților, sunt anumite nemulțumiri, dacă vreți să nu să fiu așa mai puțin dură, care vin din partea medicilor și luați așa împreună aceste două categorii, doar aceste două categorii, pentru că mai sunt și alți factori implicați în această poveste. Luați împreună, parcă nu se merge tot timpul pe aceeași direcție. Fiecare are propriile probleme. Credeți că se va ajunge ușor la un numitor comun? Asta vreau să vă întreb. Nu cred că va fi ușor, dar cred că se poate acest lucru, pentru că noi avem experiența Planului Național de Boli Rare și avem aceeași voce, avem o voce comună astăzi cu specialiștii implicați pe domeniul bolilor rare și eu cred că se poate face acest lucru și pe cancer. Condiția este să dorească toată lumea și fiecare dintre părțile interesate să dorească să faciliteze acest lucru, pentru că este momentul cel mai important de solidaritate, pentru că, așa cum spunea domnul dr. Fotin, la nivel european, Planul European de Cancer va fi finanțat, noi nu ne putem permite ca stat membru să pierdem acest tren. Eu cred că ar trebui să facem acest efort comun. Domnule dr. Fotin, o altă necesitate de care vorbesc toți cei implicați în domeniu este implementarea unui registru național al pacienților. Am mai discutat și despre acest aspect în emisiunile noastre. Ce ar rezolva implementarea acestui registru? Care e importanța sa? Vedeți, noi de-a lungul vremii am adus în discuție și părțile bune care s-au întâmplat, pentru că și dacă ne referim la cancer sau la bolile rare, au fost făcute progrese în ultimii ani încercând să fie recuperate decalajele față de alți cetățeni europeni. Cu toate astea, stăm prost în statistici. Înseamnă că ne lipsește ceva. Și aici probabil că este
partea de prevenție, de screening, de costurile pe care acum trebuie să le suporte pacienții pentru a se diagnostica precoce. Legat de registru, sigur că un registru atunci când cunoști pacienții, tipurile de pacienți, formele de boală pe care istoricul le ai, medical al istoricul, acestora, da? Comorbiditățile, tipurile de tratamente, ratele de supraviețuire, evoluția acestor pacienți, cu ce îi merge bine, cu ce nu îi merge bine, te ajută la nivel național să-ți, pe lângă că ai o ordine în acel program, dacă vorbim de cancer în programul de oncologie, te ajută să estimezi necesarul de resurse pe care l-ai la anul. Astfel încât bugetările, investițiile în resurse umane, de diagnostic, de prevenție, să fie fundamentate, să știi exact de ce ai nevoie și pe ce te bazezi în anul care vine, legat de indicatori de incidență, de prevalență, de supraviețuire, de toate aceste lucruri. Lucruri pe care, fără un registru, nu le poți decât aproxima. Am avut anul ăsta un buget de, la anul facem așa. Asta este rolul major al unui registru de orice tip de boală. Te ajută să eficientizezi costurile. Pentru că în momentul în care vezi că, de exemplu, o anumită terapie în populația generală nu-ți funcționează la parametrii pe care îi așteptai, poți interveni și schimba aceste lucruri. La nivel național vorbesc. Ca așa, la nivel individual, 1, 2, 3, 5 pacienți, poți să ai o părere. Vorbim de dovezi cuantificabile, statistic. Și despre profesii recunoscute sau nerecunoscute, vreau să vorbim puțin. Doar să completez legat de registru. Cred că acum 2 ani au fost pe o axă bugetată, de fapt s-a încercat accesarea unor fonduri pentru a se elabora național registre pentru 108 boli în România. Nu am mai auzit nimic public legat de stadiul de implementare al acestor tipuri. S-a încercat. Tipuri. E bine că s-a încercat. Erau într-un stadiu destul de avansat proiectele, însă cred că au fost niște reorganizări guvernamentale la un moment dat și... Așa e, și au sărit din lista de priorități, probabil. Nu, era ceva mai interesant, că nu mai putea să semneze nu știu ce autoritate, dar cred că acest lucru a fost depășit, sper, pentru că ar fi... poate știe doamna Dorica Dan de registre dacă... au mai evoluat lucrurile. Doamna Dan, știți, înainte de a vă adresa următoarea întrebare, puteți să răspundeți domnului Fotin? Nu știu cum au evoluat lucrurile legat de finanțarea registrelor. Știu doar că există clar anumite centre de expertiză nu sunt acreditate decât dacă au registre de pacienți implementate, ceea ce nu există clar sunt registrele naționale și sunt esențiale, pentru că fără registru național nu poți dimensiona nevoile de serviciu la nivel național și nu poți monitoriza pacienții. Deci nu știi câți bani ai nevoie pentru a finanța anumite programe dacă nu știi despre câți pacienți vorbești. Absolut. Începusem să vorbim despre profesii și despre modul în care sunt recunoscute și nu sunt recunoscute. Probabil mulți dintre cei care ne urmăresc și sunt interesați de domeniu știu că de 5 ani avem o nouă profesie recunoscută în România și mă refer la navigatorul de pacienți. Vreau să-mi răspundeți, doamna Dan, la următoarea întrebare, dar după publicitate, cum s-a implementat efectiv acest concept în România și dacă s-a simțit un progres în acest sens, dar îmi spun colegii din regie că trebuie să mergem în publicitate, vă propun să răspundeți în doar câteva minute după pauză. Mm.
Ne-am întors și vă spuneam înainte de pauza de publicitate că de 5 ani avem o nouă profesie recunoscută în România. Este vorba despre navigatorul de pacienți. Doamna Dan, cum s-a implementat efectiv acest concept în țara noastră și dacă s-a simțit un progres în acest sens? Navigatorul de pacienți într-adevăr a fost introdus în codul ocupațiilor din România și au existat anumite proiecte pilot implementate de către organizațiile de pacienți. Problema cu acest cod este că nu a fost creat un standard ocupațional pentru această meserie. Și necreind acest standard ocupațional, oamenii nu pot fi calificați. Deci, practic, nu se pot organiza cursuri de instruire pentru această profesie și din acest motiv nici nu se poate progresa. Deci este nevoie de introducerea unui standard ocupațional pentru profesia de navigator de pacienți pentru a putea califica persoanele care să lucreze în acest domeniu. Deci, este practic, o meserie absolut necesară. Nu, voiam să spun că practic nu sunt recunoscute și decontate serviciile acestor profesioniști. Nu, sub nicio formă. Câtă vreme această profesie nu există, nu sunt decontate aceste servicii. Motiv pentru care noi am încercat introducerea unei alte profesii care se numește manager de caz, doar că a fost introdusă și retrasă. Ulterior s-a creat managementul de caz ca și serviciu și poate fi acreditat ca și serviciu. Și în prezent încercăm să introducem și să calificăm persoanele care lucrează în aceste servicii. Ca și manager de caz, pe domeniul managementului de caz. Încercăm să instruim. Dar este și aceasta în stand-by, pentru că nu sunt decontate, nu sunt servicii decontate, doar prin proiecte. Și noi am avut un proiect european prin care am implementat management de caz într-un proiect pilot în județul Sălaj. Și s-a dovedit, într-adevăr, că este benefic pentru pacienți. A fost un proiect pe care l-am implementat împreună cu Centrul de Inovare Socială din Austria și Institutul Karolinska, Ministerul Sănătății din Spania. Deci a fost un proiect european care a dovedit că managementul de caz în bolile rare funcționează și că poate fi, ar trebui scalat la nivel național și internațional. Vreau să trecem puțin și la pacienții cu boli rare, pentru că și în cazul acestora lipsește un registru, o evidență a pacienților cu boli rare din România. Domnule doctor Fotin, de ce este imperios să avem un astfel de registru? Imperios ar fi dacă s-ar întâmpla lucrurile într-un mod normal, că se pare că se poate acum și fără acest registru. Greu, dar în lipsa lui încercăm să ne descurcăm cum se poate. Se poate mai bine decât acum câțiva ani, pentru că au fost dezvoltate, construite, implementate centrele de expertiză, care au la nivelul fiecărui centru evidența pacienților pe care îi tratează. Se subînțelege că este necesară integrarea acestor baze de date de la nivel național, de la nivelul fiecărui centru, într-o bază de date naționale pentru a răspunde de acelorași principii de care vorbeam mai devreme și pe care le-a completat și doamna Dorica Dan. Ce mi s-a părut, pentru că ați menționat de mai încet și mai încetuți, vorbeam, ați zis că navigatorul acesta a fost introdus în cor acum 5 ani? Da. Și după 5 ani n-avem norme, n-avem standarde ocupaționale. Cam așa se pare că și cu registrele. Cam așa funcționează lucrurile. Să sperăm că ele vor fi, lăsând gluma la o parte, parte integrantă a Planului Național de Cancer, pentru că nu putem vorbi de eficientizarea nici din perspectiva pacientului, nici a bugetelor, nici a nevoilor de servicii la nivel național fără o centralizare coerentă. Și bineînțeles că toate aceste lucruri atrag de la sine niște efecte nedorite, de pildă vorbea și dumneavoastră despre accesul greoi sau deloc la tratamente inovative. Dacă vorbim de boli rare, gândiți-vă că vorbeam de fiecare dată de boli pentru care nu există tratament. Dar este necesar, imperios necesar să le știm
care sunt acelea, care sunt acei pacienți, pentru că în momentul în care apare un studiu clinic, o cercetare, o altă nevoie pentru acei pacienți, să știi care sunt, măcar din această perspectivă. Nu mai vorbim de evoluția cercetării, care poate să aducă un beneficiu unei categorii de pacienți și ai centralizați, nu? Cred că la data asta întrebi în 14 centre de expertiză, ai pacienți, n-ai pacienți. Nu cred că poate să existe un plan coerent, corect, fără să știi baza, adică nevoia. Da, mai mergem încă într-o scurtă pauză de publicitate, după care o să vedem din datele pe care le avem, doamna Dorica Dan, care ar fi situația pacienților cu bor rare din România, câți sunt diagnosticați și câți au efectiv acces la tratament, o problemă pe care am ridicat-o în emisiunea de astăzi și nu numai, pentru că mereu discutăm, ați văzut că noi la 360 Medical ne focusăm în special pe problemele pacienților cu boli rare. Mergem în publicitate, ne întoarcem în 2-3 minute și o să tragem și concluziile emisiunii, tot atunci. Ne-am întors pentru ultima parte a emisiunii 360 Medical de astăzi, în continuare în legătură video cu noi doamna Dorica Dan, președintele Asociației Pacienților cu Boli Rare din România, în platou domnul dr. Nicolae Fotin. Doamna Dan, le promiteam telespectatorilor că vom discuta în această parte despre numărul pacienților cu boli rare din România care sunt diagnosticați și câți au efectiv acces la tratament. Se vorbește de o subdiagnosticare a acestor pacienți cu boli rare. Câți dintre ei care suferă de astfel de boli sunt efectiv identificați? Și care ar fi cauzele? Bineînțeles, am menționat o serie de probleme, dar soluții? Deci în România până în prezent sunt în diverse tratamente aproximativ 8.000 de pacienți. La nivel național ar trebui să existe peste 1.000.000 de pacienți diagnosticați cu boli rare. Sigur, peste 95% dintre ei nu au tratament nicăieri în lume, deci numărul celor care rămân cu tratament este foarte, foarte mic. Și de aceea sunt pierduți oarecum în sistem, iar pentru că nu avem nici registru național, efectiv nu știm despre câți pacienți vorbim în România. Majoritatea sunt nediagnosticați pentru că, deși ajung, de exemplu, în comisiile de evaluare, având un diagnostic care îi produce dizabilitate, ei sunt monitorizați de către comisiile de expertiză ca și în categoria de boli rare, dar nu toate comisiile de expertiză știu care sunt bolile rare, ca să se poată monitoriza corect. Deși în statisticile Ministerului Muncii există 6.000 și ceva de pacienți, de persoane cu dizabilități produse de boli rare, dar nu doar atâția sunt cu boli rare. Restul sunt pierduți în sistem, așa cum spuneam, pentru că nu există un registru, nu există o statistică și nu monitorizează nimeni ceea ce se întâmplă cu acești pacienți. Domnule doctor Fotin, am tot discutat despre această problemă și mie mi se pare ireal, nu știu, corectați-mă dacă greșesc, realizăm această emisiune împreună de aproximativ 2 ani. Cred că una dintre primele emisiuni medicale, 360 Medical, a fost exact legată de acest subiect. Nu s-a întâmplat nimic. Bun, s-au schimbat guvernele, prioritățile, a venit și această nenorocită de pandemie peste noi, dar totuși, dincolo de COVID, am mai vorbit despre asta, sunt o sumedenie de alte probleme în sistemul medical care pare că nu se pot rezolva sau nu se dorește. Care e situația? Sunteți expert în politici de sănătate și puteți să deduceți anumite lucruri. Am lucrat în administrație, m-am lovit de aceste lucruri. Până la urmă, cred că este sigur că este necesară și o voință a tuturor factorilor de decizie să se întâmple astfel de lucruri.
Dar cred că este până la urmă și legat de... Birocrație? Ar putea fi birocrație? Nu știu neapărat dacă aș spune de birocrație, ci de capacitatea sistemului. Că vorbeam de capacitate de diagnostic, capacitate, aici vorbim de capacitatea instituțiilor de a demara proiecte. Vorbeam de registrele de boli, că au fost inițiate, cred că în 2018, dacă nu mă înșel, proiectele pentru aplicarea, pentru accesare de fonduri pentru ele. Nu știu dacă neapărat birocrația, dar ce simt și eu... Un cumul despre... de factori, nu? Da, n-aș vrea să transformăm, pentru că ideea era de că o să avem totuși un plan național de cancer, doar că senzația este că se întâmplă lucrurile foarte încet. Adică, cum ați zis, avem emisiune, vorbim de registru de boli rare de la prima și iată că nu trebuie să schimbăm nimic în comunicare, că același răspuns trebuie să-l dăm. Încă n-avem, nu avem un registru. Ați văzut și la o emisiune anterioară cu mielomul, una ați datele statistice, indicatori statistici, dar realitatea este alta când... profesorul m-a corectat și mi-a înjumătățit numărul de cazuri clare existente. Dar aceste lucruri rezidă din faptul că nu ai aceste date care... Da, vreau să închem așa într-o notă optimistă. E o frumoasă zi de duminică și trebuie să ne descresim așa frunțile, chiar dacă realitatea ne împiedică să facem asta. Doamna Dorica Dan, anul acesta vom avea un plan național de cancer? Ce ziceți? Eu cred că da, pentru că din câte observăm, foarte multă lume dorește acest lucru. Atât președinția, Parlamentul, Ministerul Sănătății, toată lumea s-a exprimat arpim, toată lumea a spus că, nu mai vorbesc de pacienți, toată lumea a spus că se va întâmpla acest lucru anul acesta. Deci eu sper din tot sufletul ca să existe un plan național de cancer, iar cancerele rare să fie prezente în, și menționate așa cum trebuie în planul național de cancer. Vă mulțumesc tare mult, doamna Dorica Dan, președintele Asociației Pacienților cu Boli Rare din România. A fost în legătură video directă. Cu mare drag, mă aștept și cu altă ocazie. Sper să discutăm într-o emisiune viitoare despre acest plan național de cancer implementat și să-l prezentăm frumos telespectatorilor așa, cu documentele în mână. Domnule doctor Fotin, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru prezență. Ne revedem săptămâna viitoare. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați urmărit, stimați telespectatori. Aceasta a fost emisiunea 360 Medical de astăzi. Sunt Aneta Sângiorzan și vă doresc să aveți o duminică excelentă în continuare. Pe curând! O altă zi v-a lăsat cu picioare dureroase și obosite, glezne umflate, amortizate.